Bun găsit, stimați telespectatori! După cum v-am obișnuit deja, o bună parte dintre emisiunile noastre se referă la experiențele diferitelor persoane, a diferiților invitați cu Dumnezeu. Modul în care au ajuns să îl cunoască mai mult pe Dumnezeu. Nu însemnează că cineva poate să afirme am ajuns să-l cunosc în totalitate pe Dumnezeu. Vom avea ce să sondăm în ceea ce privește ființa divină și în eternitate. Pentru a doua emisiune consecutivă, îl avem ca invitat pe domnul Ioan Nechita. Bine ați revenit, domnule Nechita. Bine v-am găsit. Domnul Nechita a, a avut pe inimă încă de la vârsta de 5 ani să-l caute pe Dumnezeu și a stabilit visul să ajungă preot. A făcut 9 ani de școală teologice, 5 seminari și 4 facultate de teologie. A lucrat vreo 12 ani aproape ca preot și secretar arhiepiscopal aici la Cluj. Și dintr-o dată, în poate vârful ascensiunii și a, a mulțumirii de sine în slujire, s-a confruntat cu adevărurile Sfintelor Scripturi. Cum s-a petrecut lucrul acesta, dacă vreți să reveniți puțin pentru cei care nu au văzut emisiunea anterioară și ce ați descoperit din cuvântul Domnului față de ceea ce practicați? Canoanele Beoreului, a Bisericii Ortodoxe Române au în vedere de a-i ține pe Enoriaș cât mai departe, mai distanță de Sfintele Scripturi. Cel puțin așa a fost. Înțeleg că este o deschidere acum. Acum e o mare schimbare, e o mare transformare și eu îmi pun întrebarea când aud prin intermediul mass media Radio Trinitas Uh, actualul Daniel are o atitudine cu totul aparte față de Sfintele Scripturi, care la una din adunările uh, de la Bacău și uh, la Roman, ocazionate de ridicarea uh, episcopiei romani la rang de arhipiscopii, în fața peste șapte mii de asistenți, spune înapoi la izvoarele adevărului, la izvoarele uh, uh, luminii. La scriptură, să fim creștini nu numai de duminică, că ne-am cam obișnuit și ne-am încorsetat uh, și ne alimentăm numai cu tradiții și cu forme din acestea exterioare. Iar mai nou am înțeles uh, că la televiziunea trinitate sau radio Triniteasă, domnul Preot Mihoc uh, a spus ceva. De asemenea, de asemenea de acum interesant. trei serii, părintele Vasile Mihoc a făcut o declarație în care invită clerul. Pe toți clericii în fapt și să aibă în vedere să nu mai facă declarații din acestea că e Biblie ortodoxă, Biblia pocăițelor, Biblia catolicilor, Biblia nu știu cui. Biblia este un bun comun al tuturor bisericilor creștine. E un bun comun al tuturor creștinilor și este baza învățăturii creștine. Deci, practic, ați ajuns în posesia unei Sfinte Scripturi. ne a spus că de la cineva un mare prelat a... care și acum oficează în străinătate și ați început să o studiați. Ce s-a petrecut? Da. Eu uh, pot să afirm cu toată tăria și responsabilitatea uh, cei nou ani de pregătire teologică care o fac uh, uh, viitorii uh, clerici, viitorii slujitori ai uh, bisericilor tradiționale istorice au bagaje de cunoștințe imense știu foarte multe lucruri despre Dumnezeu, au învățat multe lucruri. Dar raportat cu Samuel 1, 1 Samuel capitolul 1, versetul 3, ultima parte a versetului și versetul 12, fiii lui Eli, care tatăl lor era preot și ei erau preoți, și uh, evident că e, e, e anunță, e nominalizează cu numele hofnic și finias, erau preoți, spune versetul 12, dar nu-l cunoșteau pe... erau oameni răi și nu-l cunoșteau pe Domnul. Din această categorie de oameni am făcut și eu parte care știa multe despre, de Dumnezeu. Dar nu-l cunoșteam pe Dumnezeu. Nu am avut o întâlnire specială, nu am avut o confidențialitate cu Dumnezeu. Și mai mult ca atât, când Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 3, cu versetul 10, după ani de pregătire la renumitul Titanul, profesor de atunci, Gabaliel, aș putea să spune un Cambridge, un Oxford al zililor de atunci, să ajungă marele teolog, putea să fie un mare, un mare preot, un mare preot ar fi fost rangul de e, ierarh, de episcop alcum, acum, să spună vreau să-l cunosc pe Hristos și puterea învierii lui. Din această categorie de preoți și am făcut parte. Știam multe, dar nu-l cunoșteam pe Dumnezeu. De mic copil mi-am dorit să, îmi, să ajung preot, să-l slujesc pe Dumnezeu, slujind pe Dumnezeu să-mi slujesc neamul, slujind neamul, îmi slujesc biserica și-l slujesc pe Dumnezeu. 33 de ani am așteptat în altarul bisericii tradiționale, naționale, să mă întâlnesc cu Hristos și doream ca și bătrânul Simion. I-a fost să nu vadă moartea până nu îl va vedea pe Hristos. După 33 de ani m-am întâlnit cu Hristos. Întâlnindu-vă cu Sfânta Scriptură, practic. Nu m-am întâlnit cu, așa cum spune Pavel, nu m-am cunoscut pe nimeni, n-am fost determinat, manipulat, îndemnat, influențat de cineva, nu. Pentru că a fost atât de protivnic încă din pe băncile seminarului teologic din materialul sectologic care prezintă fiecare biserică evanghelică și doctrinile ei, ideologiile ei lor am fost atât de protivnic de îndreptat de contrariu încât îmi îndemnam tineretul și căutam tineri dispuși Uh, să-i alimentez bine cu licorile lui Bacus ca să nu mai judece și să incendieze bisericile evanghelice și să-i omoare pe da, popor. Dar n-ați ajuns până la așa uh, Până la uh, un, uh, pasul acesta nu am ajuns. În schimb, cum că... ne-ați spus, ne spus în emisiunea precedentă, I-ați îndemnat pe noriași, pe cei care veneau să se spovedească, aveam, să nu discute cu astfel. Aveam care. în prealabil în spatele organele de interne, cu de care, apunci, colaborați care, foarte bine. care colaborau foarte bine și aveau ca obiect al muncii biserica. Și ei spuneau, aveți tot girul, se întâmplă ceva, vă putem ajuta, procuratura... Dăm dar, cu din fericire, nu ați ajuns. Autor necunoscuți, dar până acolo nu s-a ajuns. Ați zis că da. ați deschis Biblia la un moment dat. Ce ați descoperit? Să repetăm puțin cum ați încheiat emisiunea precedentă pentru cei care eventual n-au văzut acea uh, emisiune. Deci, primind Biblii de la actualul Serafim, Joant, Metropolitul pentru Europa de Răsărit dat faptul că designografia uh, era prezentată într un mod impecabil, irreproșabil și mă provoca dacă nu mă citești și nu mă studiez uh, des deschid și apreciazm scrisul. Așa se face că într una din zile mi-am luat uh, timp și m-am uh, retras în cameră și când am deschis, am deschis în Evanghelie după Matei, capitolul 22 și m-am aplecat asupra versetului 29, eu care spuneam, nu citiți Biblia că vă rătăciți, citind Biblia nu aveți minimul minim de pregătire teologică, nu aveți pregătire de, nu sunteți catechizați și vă duce în rătăcire, Biblia e o carte pecetluită, e o carte sigilată, citindu-te duce în rătăcire și rătăcirea constă în faptul că te pocăiești, și pocăința este îndreptat un păcat împotriva Duhului Sfânt, e erezie, contrară sfinților părinți, contrară învățăturii apostolice. Și iată că deschid acea Sfântă Scriptură și mă aplec asupra versetului 29 din capitolul 22 și Domnul Hristos îmi vorbește. Drept răspuns, Iisus le-a zis, vă rătăciți în scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Acest uh, verset, acest paragraf pe mine m-a tulburat. M-am simțit un om uh, electrocutat. Am umblat la o sursă de energie electrică și uh, nu am uh, uh, echipamentul adecvat de protecție. Am început, nu există, noi cu mari duhovnici și renumiții duhovnici căutam ca ienoriașii să, să fie ținuți la o distanță cât mai departe de Sfintele Scripturi, pentru că citind Scripturile se îndreaptă către bisericile evanghelice. Și am început să întorc pagină după pagină, Apreciați scrisul, am ajuns în Evanghelie după Ioan în capitolul 5 cu versetul 39 și în acest verset Domnul Hristos vorbește. Cercetați scripturile, socotind că în ele aveți viața veșnică și mărturisesc despre mine. Încă patru pagini și ajung în Evanghelia după Ioan în capitolul 8 cu versetul 32. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă face slobos, liberi. De am conștientizat de cine eliberează, ne slobozește acest adevăr. Iar am încorsetat numai în dogme, în tradiții, în patristică, în învățăturile, în de istorioare, tipicuri. Căutam formele, dar nu, căutăm, nu aveam fondul. Mă vedeam contrariu cu Sfânta Scriptură, ceea ce susțineam eu, ceea ce slujesc eu, dacă ceea ce slujesc eu are bază biblică, știind, cunoscut fiind faptul că baza învățăturii creștinii este Sfânta Scriptură, Biblia. Și prima am luat-o botezul, pentru că botezul face parte din latura liturgică și în latura liturgică sunt cele șapte taine considerate izvoare ale Duhului Sfânt. Botezul, mirungerea, spovedania sau mărturisirea, liturghie, euharistia, nunta sau căsătoria, maslu și a șaptea preoție. Și pentru că botezul era primul pas de intrare în biserica ortodoxă, ca membru cu drepturi de pline, am luat botezul cunoscut fiind faptul că botezul de la nașterea, fondarea, punerea bazelor, ctitoria Bisericii lui Hristos Domnul de la ziua cinzecimii, care în acea zi s-a botezat ca la 3000 de bărbați, ne relatează cartea Faptele apostolilor până la anul 414, în urma sinodului de la Efes, când s-a trecut la hotărârea ca botezurile să nu se mai administreze persoanelor adulte, ci de îndată copiilor. La am, am o întrebare. Da. Uh, V-am rugat și în precedentă și vă rog și acum dacă e posibil să ne relatați uh, atunci cum au, cum au decurs uh, eforturile dumneavoastră de edificare. Că mă întreb, ați avut surse din care să descoperiți ceea ce a spus acum că botezul uh, adulților s-a practicat mult mai târziu în contextul în care erați, la arhiepiscopie? Da, ați avut? istoria Bisericii Ort Ortodoxe deci a... spunea... menționează. menționează okay. Dat faptului că prin mâinile acestea au trecut de ordinea zecilor, sutelor de, de, de noi născuți. Și... După rânduiala, după tipicul bisericii, noul născut este adus și asistat de nașo sau de nașa. Și la intrarea acolo, în prima parte, numit Naus, în biserică, în catedrală, preotul liturghisitor, botezător, se adresează cu o întrebare: Telepes de satana de lucrările lui, de uneltirile lui Nașa răspunde, da. Telepada de satana, malepada de satana, uh, uh, îl urmez pe Hristos? Da, îl urmez pe Hristos. Și depune mărturia de credință. Mărturia de credință este simbolul credinței care cuprinde 12 articole. Simbolul uh, de credință are bază și fond biblic. Are bază și fond biblic. Pentru că așa de fain arată începe cu, uh, chiar cu articolul 1. Cred într-unul Dumnezeu, tatăl la tot făcătorul Cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute cred și într-unul Domnului Iisus Hristos, că este Fiul lui Dumnezeu, este unul născut, din Tatăl născut, dar mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat născut, nu făcut, este de o ființă cu Tatăl prin care toate s-a făcut, care pentru noi oamenii, pentru a noastră mântuire, s-a pogorât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioara, s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi în zilul lui Ponțiul Pilat, a pătimit, s-a îngropat și a înviat a treia zi după scripturi. S-a înălțat la cerul și a de a dreapta tatălui, iar își va să vie cu slavă să judice vii și morți, care împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domn de viață făcător, din tatăl purcede, este închinat împreună cu tatăl și cu fiul, care a grăit prin proroci într o sfântă, sobornicească, apostolească biserică. Mărturisesc un botez în iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Deci iată botezul de îndată, nașa depune mărturia de credință. O marjă de peste 90%, nu știu crezul. Le puneam în vedere, să aveți în vedere, când mai veniți odată în postura de naș, de asistent, să, învă, să învățați crezul. Cantorii îmi trageau atenția, părinte, lasă-i nimic, pune să învețe, că doar eu îi iau câte 50 de mii, îi rostesc botezul de fiecare. Și prin mâinile acestea, așa cum am spus, 10, de ordinea sutelor, fiind de așa adolescenți fiind maturi la studiile gimnaziale, la studiile universitare, îi întâlneam în urbi expresii, atitudini, pe vorbiri, prin gesturi și îmi puneam întrebarea cu amărăciunea. Pentru că când îi, băgam în a, îi introduceam în, în baia a, botezului, le intonam a, imnul acela la scoateri. Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Pe ăștia i-am îmbrăcat eu în Hristos cu tutun, cu beutură, cu exprese, gesturi de, de genul acesta. Sunt și am ei creștini, că așa se declară creștin la botezul? Am început cercetarea Sfinților Scripturi să văd ce este botezul în fapt. Și Evanghelia după Matei, uh, capitolul 28, versetul 19-20, e atât de lămurit, vorbește Domnul Hristos după actul învierii. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile și apoi botezați Ce presupune ucenizarea? Ucenizarea e o perioadă de pregătiri, de îndoctrinare, de catechizare, de cunoașterea cuvântului Dumnezeu. Și apoi, după ce și-a însușit bine că învățătura uh, cuvântul uh, lui, lui Dumnezeu, el trebuie să ceară, eu vreau să închei legământul cu Hristos. Apoi, în marcul 16 cu 16, aici nu mai este loc de comentarii, de conexiuni, de texte, scoatem adevărul. Pentru orice pătură socială, indiferent de pregătire, e atât de clar, de bine, de, de edificator vorbește. Cel ce crede, Cel ce crede, și să va boteza, va fi mântuit. Deci botezul trebuie să-l mărturisești tu personal cu deci, gura. Deci credința ar trebui să preceadă botezul. Și când ați ajuns la această convingere... Din îndată am conștientizat că actele botezurilor care pe mâinile acestea au trecut de ordinea zecilor sutelor sunt acte invalide. Motivat, n au bază scripturistică. Botezul aș putea să îndrăznesc și spun fără teamă, nu numai este un act de uh, uh, un legământ, este o cununie făcută cu Hristos. Și așa cum între viitorii soți se declară reciprocă, uh, ei unesc destinele și formează o familie, așa este și pentru un creștin actul botezului. Ce este botezul pentru un creștin? Mi-am pus întrebarea. Botezul pentru un creștin este un act de supunere, de ascultare de Hristos. Botezul pentru un creștin este o mărturie publică. Eu personal mărturisesc, nimeni nu-și asumă răspunderea, nu poate să, să ia garanția, să-mi dea certitudinea, mijlocesc eu pentru tine. În, în roman 10 scrie dacă vei mărturisi cu gura. Ta. Prin mărturisire Dar cu gură, haideți că putem să facem două emisiuni numai pe tema botezului. Să mergem puțin mai repede pentru că vrem să vedem de cum De data am luat lucrurile. partea a doua a, 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 în slujire a, irurgicală. A, adesea veneau familiile la oficiul a, parohial informându-mă -a, a i-a părăsit cel mai drag familiei, cel mai apropiat inimii lor. Și durerea este atât de imensă că a murit necreștinește, adică nespovedit, necuminecat, neîmpărtășit, fără luminare. Și ce putem să facem să-i aducem lumina? Oamenii, evident, aveau nevoie de un, un cuvânt, de o și de îndată le dădeam și răspunsul. În conformitate cu rânduielile sfinților părinți, cu canoanele și legirile bisericii, în numărul cât de mare aprindeți lumânări, cât mai multe kilograme, dacă aveți posibilitatea, în această măsură are și el parte de lumină. Erați convins când le spuneați asta evident, sau un interes pe cum Evident, evident. Eram eu convins că și eu făceam pentru părinții mei. Și nu aprindeam una, două de ordinea zecilor să aibă cât mai multă lumină. Și vă mai dau o, o șansă mai sigură. 7 kg de ceară curată, confecționați o lumânare pe înălțimea defunctului și în noaptea de învierii, când preotul să sting toate luminile și aprinde de la sfânta masă unica lumină și iasă și enunță cu glas înalt, veniți de luați lumină, să fiți primii care ați... Și a făcut cineva o astfel de lumânare. E, evident, da? erau de zeci și zeci de lumânări care muri să fără lumânare sau fără la aprinsă. Dar după despărțirea familiei, de îndată venea... Uh, fiind în plin cercetarea Sfintelor Scripturi, când deschide Evanghelia după Ioan în capitolul 8 cu versetul 12, Domnul Hristos îmi vorbește. Eu sunt lumina lumii, cel care vine după mine. Cine mă urmează nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Mă vedeam, uh, ce îndrubare greșită le-am dat eu ienoriaș. Și a doua zi sunt foarte mult care sunt receptivi, nu sunt indolenți, dezinteresați. Sunt sinceri interesați. Sunt sinceri interesați. Domnul părinte, n-am dormit toată noaptea. Ce s-a întâmplat? N-aveți bani de mormântare sau ce? N-aveți loc de înhumare? Băie! e! Apoi care baiul? Știi ce m-am gândit? Asta nu v-am spus-o. El a furat, a mințit, a desprânat, a beut până în ultima zi a morții cu faptele este merge în iad. Avem puterea să o scoatem de acolo. Cum? La data când candidatul la hirotonie, la sfințirea în preot, când arhiepiscopul, episcopul îi pune mânurile pe cap, îi dă autoritatea, investitura, puterea de a ierta și a dezlega păcatele și de putințele oamenilor și a scoate lumea din iad. Pentru că mare este taina aceasta a preoții, este taina tainelor. Și Sfântul Apostol Pavel spune: Nu știți că preoții o să judece pe îngeri? Noi ne puneam după traducerea sinodală: preoții are să judice lumea. Și o să auziți acolo. Acolo scrie că creștinii, de fapt. Așa se dă de înțeles că creștinii, biserica, da. O închide mă a O să auziți dumneavoastră la la data în humării, când o să dau citirii moliftelor, că sunt cele trei molifti, și acolo spune de a căzut sub păcatul său, păcatul mamei sale, al tatălui sau pe un preot l-a mărât, și n-a luat de la ei nedezlegate, eu cu puterea ce mi dată îl ier, și îl dezleg de păcatul trupesc și îl supletesc în cu acesta și în cel ceva să vie, îl așez în sânul lui Avram în loc de verdeață, în loc de odihnă, nu-i durere, nu-i întristare, e viață fără de sfârșit. Credeați că puteți Cu să faceți Sfinții asta? odihnește l Hristoasă sufletele robilor tăi. Și multe suflete când au, au din spate, e noriași, credincioși, fiii duhovnicești, Părinte, dacă am mai avut și o poziție socială, nici satana nu l mai odihnește pe ăsta. Că de fapt ai făcut și familia îndoliată vine și spune Părinte, acum m-am convins, mi-ați luat o greutate de pe inimă, de pe sufletul meu. Ce fain l-ați dezlegat de deci, păcat, indiferent cum ai trăit, poți să fii mântuit. Poți să fii mântuit. Atunci, ce motivație să mai trăiești o viață curată mai are omul dacă se poate rezolva oricum? Și ați, ați... ce fain l-ați iertat! Doamne, ce noroc a avut bărbatul meu sau fiul! Ui mă, ce noroc a avut! Dar m-au zis că l-ați trimis în sânul lui Avram. Ce el la sânul lui Avram, părinte? Împărăția lui Dumnezeu. Doamne, ce șansă a Și ați început rând pe rând să vă analizați după, după despărțirea de familiile îndoliate, încheierea actului de înhumare, Veneam acasă, deschideam Biblia și când deschide în Evanghelia după Marcu, capitolul 10, 2 cu versetul 10. Pute, te iert și te dezleg de toate păcatele tale. Și iată că... Ziceați Domnul, spus, Da, și rânduiala, tipicul. Da, am înțeles. Și Domnul Hristos vorbește. Puterea are pe pământ numai fiul omului, fiul lui Dumnezeu a ierta păcatul numai fiul lui Dumnezeu a și a, a, a dat și o dovadă ca să știți că fiul omului are putere să ierte a vindecat slăbănovul apoi în Evanghelia după Luca în capitolul 30 așa ceva spune să se predice pocăința și iertarea păcatelor în numele lui Iisus Hristos și familiile reveneau spune ca să ajungă în împărăția lui Dumnezeu, acolo unde a mers bărbatul meu, unde l-a trimis. Ce trebuie să îndeplinesc? Foarte simplu. Faceți un praznic, o masă de țărân, adică acum de înhumare, de înmormântare, una de 3, 6, 9, 12, 46 săptămâni, din 6 în 6 luni, la 6 luni, din an în an, și în cele patru anotimpuri de peste an, moșii de iarnă, primăvară, vară, toamnă și la fiecare liturghie vin prescure și lumânare și în felul acesta ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Dar iată că când deschidem Sfintele Scripturi, Apocalipsa 14 cu 13 Ioan Evanghelistul vorbește fericiți din morții care mor în Domnul faptele gândiți că erau iertate acolo sau te de și te dezleg faptele lor Ei îi urmează. urmează cei morți au fost judecați după faptele lor după cele ce erau scrise în cărțile acelea Apoi să mai mult ca atât spune cât despre scârboși, mincinoși, curvari, închinător la idoli, și Sânului lui Avram este iazul de foc. Mă vedeam un uzurpator, un substituitor de uh, titlu, de poziție. Mă vedeam în locul lui Hristos. Iertam păcatele. Și m-am plecat cu multă atenție să uh, văd, să cercetez problema aceasta a iertării păcatului. Și am constatat-o. Iertarea păcatului, păcatul nostru în general al omenirii, s-a rezolvat niciunde în altă parte, la Golgota, nu în scaunul de spovedanie, de mărturisire sau în, uh, în moliftele de dezlegări. Nu acatul a fost rezolvat la golgota nu înțelegeam să, să, aprof, să profund problema mântuirii și cântam mereu troparul da, mântuiește Doamne poporul tău tu nu știam am fost întrebat părinte ce e aia mântuirii? așa cum v-a spus uh, ministrul Ioan Dincă de la comitetul central de partid a venit scrisoarea la toate ecteniile, ectenia întreită și ectenia mare, mereu, mereu i că ne rugăm pentru conducătorii Republicii Socialiste România sănătatea și mântuirea lor. Ne-a spus să ne, să vede, că ne, ruga, ne, vreți sănătatea, dar pe partea aia altă vreți mântuirea, exterminarea, terminarea noastră, așa înțelegeam, abolirea, așa o înțelegea. Ceea ce acum s-au rectificat în liturghieri pentru sănătatea și ajutorul lor. Ajutor vrem. Ce e mântuirea, nici eu nu știam ce e mântuirea. Acum am înțeles. Mântuirea este despărțirea de păcat. Mântuirea este prin har, nu prin fapte. Ce este harul este darul nemeritat oferit de Dumnezeu Tatăl prin jertfa Ce știți despre nașterea Hristos. din nou? Despre nașterea din nou mereu mă întreba în și Părinte, citiți Evanghelia cu, naș na -ă, cu nașterea din nou, cu Nicodim, dialogul ăla între Domnul Hristos și Nicodim. Care e problema cu nașterea asta, părinte? Cum să nască omul din nou? Nu este. E imposibil. Asta e o formă poemică, așa a scris. E o formă uh, platonică. Nu, evident că nu te, ai cum să te naști. Acum am înțeles o naștere din nou, metanoia, schimbarea minții, schimbarea vieții, schimbarea modului de a vedea, de a gândi. Firea, suntem născuți biologic. Dar Trebuie ce să... este născut din carne este carne, dar ce este dar născut trebuie din este să ne Vrem să știm ce s-a petrecut în colectivitatea preoțească atunci când ați avut aceste convingeri. și... Evident, trebuie să restanțier cu problema ieremeutica, cultul icoanilor, cultul spinților, cultul Maicii Domnului. Eram restanțier, nu. nu renunța să mâncă la icoane și nu voiam să renunț. Dar când mi-am luat hotărârea până nu voi studia această problemă în Noul Testament, nu cedez la icoane. Sunt de acord cu boteză, sunt de acord cu toate problemele. Deci, practic, insistăm încă o dată, Era doar dumneavoastră și Biblia. Atât. Nu, a, a cerut sfatul. Nu a, a fost manipulat, nu informat, nicio legătură cu nimic și aș fi respins pe orice pocăit. Pe orice pocăit l-aș fi uh, respins. După ce am înțeles și formele acestea de închinare și am studiat foarte bine crezul, că dacă s-ar practica crezul, ar merge după practică, trăire, aplicarea crezului, eu nu plecam din ortodoxie. Chiar, pentru chiar, că am o mică o, o paranteză. Am avut un preot reformat uh, la emisiunile noastre care a avut parte de experiență cu Dumnezeu deosebite, l-a luat pe Dumnezeu în serios, vorbește despre pocăință practic în fiecare predică a Dumnealui, dar a rămas însă în cultul lui reformat. De ce nu se poate așa ceva și în Ortodoxia? Uh, pentru că uh, patristica arată în special patericul erezia, o învățătură contrară pe, pe canoanelor dogmelor bisericii te consideri un eretic, vrei. vrăjman Dar Evanghelia pură un este dușman, erezie? Un dușman de moarte nu ai voie să o interprete să numai și numai în raport raportată la patristică am de fapt, cred că problema este uh, profundă. Uh, totuși, cultul reformat are ca bază Biblia. Uh, că s-au abătut, e altceva. Din coace este vorba de Biblie și Sfânta Tradiție și -a au, tradiția este au o tradiție de lumină plătită, uh, primită uh, și văd foarte bine, acceptă în totalitate Sfânta Scriptură, ei n-au tradiția. Am înțeles. Luteranii, da. calvinii... Deci rămânând în, în, în spațiul Sfintelor Scripturii, sigur, se pot oamenii împăca și înțelege mai bine. Ziceați de problema iconelor, în vreo 10-15 minute. În cele din urmă, de îndată am ajuns în Evanghelie după Ioan, în capitolul 4, dialogul între Domnul Hristos și Samariteanca să samaritean ca susține așa cum susțineam și noi, dar și noi nu avem preotul nostru, avem biserica noastră, avem icoanele noastre, care e problema? Și să ca cu aceleași scuze, dar noi avem locul de închinare la, în mutele acesta, voi la aveți la Ierusalim, Domnul Hristos îi spune, a venit vremea și acum este, când adevărați închinători ai Tatălui, să vor închina în duș, în adevăr. Și locul de închinare nu vă este nici astfel acolo, de închinător dorește Tatăl. Apoi, când Petrul se îndreaptă la casa sotașului Corneliu. Corneliu îl întâmpină și dă să aducă un respect, o închinăciune. Și spune, ridică-te și eu sunt om ca și tine. Pavel când era în Iconia cu Barnaba, după vindecarea ologului din naștere, intenționa să le aducă jertfă a sesizat intenția lor și Pavel sfârșit s sare în mijlocul lor. Oameni buni, opriți-vă, nu faceți un lucru ca acesta. Și noi suntem oameni de aceeași natură cu voi. Care e natura noastră? O natură păcătoasă, muribundă. Pentru că tot Pavel în, în epistola către romani vorbește bisericii din Roma toți au păcătuit sunt, sunt, lipsiți de slavă. Roman 3 cu 23. Pavel când era exilat în Patmos, după ce are viziunea apocaliptică relatată în cele 22 de capitole, în capitolul 22, versetul 8 și 9, spun eu, Ioan, după ce am văzut și am auzit lucrurile acestea, am dat să mă închin îngerul care mi le-a arătat. Gândiți că i-a spus Ionică, mai cu, cu smerenie, mai cu pioșenie, pleacă-te oprește-te să faci un lucru ca acesta. Și eu sunt în împreună slujitor cu tine și cu frații tăi proroci. Închină-te cu lui Dumnezeu. Sfinții sunt mijlocitorii, sfinții sunt salvatorii, sunt reprezentanții noștri. Sfinții ne poate salva, ne poate mântui, pot să intervină pentru noi. Dar iată că Sfântul Apostol Pavel, în epistola 1 a Timotei, capitolul 2, cu versetul 5, e anunță. Căci nu este un alt mijlocitor între Dumnezeu și om decât numai omul Isus Hristos. Când Pavel, a, Petru a fost intervievat de sinedru și mari preoți și de clasa politică și i s-a interzis să mai predice mântuirea numelui lui Hristos Domnul, el anunță. Mărturisește. nu iese sub cer un alt nume în care să dat oamenilor să fie mântuiți decât numai în numele lui Iisus Hristos și tot el spune acolo se cade oare să ascultăm mai mult de oameni decât de, oameni de, Dumnezeu? Sau de Dumnezeu acum acestea versete categoric mi-a făcut lumină pe deplin și am început să predic a zis că vreo șapte luni a durat opt da, luni. opt luni uh, și am început să mă apropii de Ienoriaș și să le spun să nu mai priviți la mine pentru că ei aveau impresia că eu pot să leg, să dezleg, eu fac totul. Ei nu trebuie să știe nimic. Ce este Artemisul, ce este Chivotul, ce e Proscomidia, ce e Liturghia, Vecerne, Utrene, Pavel, nu, no, nu, eu nu trebuie să știu toate treburile astea. Părintele știe, el e cu astea. El este omul lui Dumnezeu și când îi spuneam nu pot să fac pomelnic să moară ăla cât s-a uh, tras vinul sau păsările. Nu pot să-ți fac pomelnic că vreau să câștig la Robingo, la Loto Pronosport. Să-mi face un pomelnic că fica mea vrea să se căsătorească cu un băiat. pe să căsătorească. Dar bai uit el e căsătorit și eu ce să fac? S să se despartă de nevasta și nu pot să fac lucrul acesta. Domnul nu, nu, permite așa ceva. Dumnezeu nu e adevărat, nu face ce vrea el. Face ce îi spui Dumnezeu. eu mă duc la alți preoți și să vezi cum face. Și a treia zi mă întâlnesc cu el și spune, a spus că nu se poate. Am dat câte un milion la fiecare preoț. Am fost la șapte preoți, am dat șapte milioane, dar am rezolvat problema. Măcar Biblia spune, urăți despărțirea în căsătorie. Categoric, că a unit Dumnezeu omul să nu despartă. Omul ce a unit Dumnezeu, omul și când ați început despartă. să aveți astfel de practici? Am început uh, să le îndrept privirea către jert pe lui Hristos. Acolo este salvarea. Nu prin formele acestea, că n-au fond, nu ritualurile, nu uh, suprafața ne aduce salvarea, mântuirea. Mântuirea trebuie luată în serios. Deci nu aparența, ci profunzimea. Trebuie aplicată cu mult interes în cercetarea, studiul Sfintelor Scripturii. Și acestea, nu le citim ca pe un roman, ca pe o carte de nuveli sau o, o proză, trebuie luate în serios în primul rând Stat ei. Doamne, vreau să Te cunosc, vreau să-mi vorbești, vreau să mergi pe cărările vieții mele înainte. Și prin Harul lui Dumnezeu, Vroiam să mi eliberez în și de canoanele acestea atât de stufoase, tenebroase, atât de încurcate, greoaie, împovărătoare. Și evident, arhiepiscopul, cei la spre să depuneau plângeri, părintele s-au apucat a aduce un curent nou în, în predice, în biserică. Predică evanghelie pură, ca la pocăiți. Și arhiepiscopul care acum a plecat pe tărâmul celălalt, ce predice biserică? Ce predice acolo? Ce le după rânduia la din tipic? Nu face rabat de la dogme, de la tradiție? La asiguram nu. I-aș fi spus, dar mi-era frică că mă da afară și îmi pierd salarul. Parcă ați citat Iuda, cre... credința dată odată Sfinților. asta, mai târziu? Mă cheaba bilunar. Și ultima chemare, de îndată -ă, -ă să te prezinți la cabinetul metropolitan. Îi dau bineța, nici nu răspunde la bineță, frontal îmi pun întrebarea, dar cu răutocios în ton. Te rog să-mi spui fără ezitare, fără echivoc, ce credință ai? Îmi puneți o întrebare în domeniul ridicol. Acum îmi puneți o întrebare, ce credință am? Eu îl parafrazez pe apostoliu, dar credința dată Sfinților o pentru totdeauna. Ah dosarul este mai gros decât uh, ești contaminat de duhul uh, pocăinții. Dosarul este mai gros decât Biblia, trebuie să-ți trimit în consistoriu și evident că ai fi, ai fi, caterisit, dar vreau să te protejez, că n-ai unde să te duci acum la bătrâneță și n-ai altă meserie, n-ai casă, n-ai masă. Asta în ce an s-a petrecut? În 96. Știi ce? M-am gândit să te trimit la mănăstiri să te pocăiești 2 ani. Ok? Păi era voie să practicați pocăința. Între timp s-a schimbat terminologia. Pocăința mă. este aia să stai în genunchi, da. să faci metane. Ăla e. Să spun, nu, da. nu pocăiți, zic, dar fiți generos, dacă e posibil să-mi dat șansa să mă pocăiesc toată viața. Eu vreau. Acum te-ai prins singur. Tu ești contaminat, tu ești pocăit predai și pleci în trei zile la Nicola. Eu această decizie, semnează decizia, această decizie nu-i dau curs. Cum? Al doilea păcat, neascultarea, păcat adamic. Pentru că candidatul la preoții declară acolo în mijlocul bisericii, în fața publicului, în fața arhiepiscopului, voi fi supus întru toate episcopul meu necondiționat până la moarte. Ai încălcat al doilea păcat. Semnez? Nu îți dai seama la ce te expui? Ajungi pe drumuri, ajungi în gări, ai să din coșurile SNCPR-ului. Semnezi? Nu! Din momentul de față, ești încăpățânat și ești stăpânit de duhuri. Și se ridică și spun, în momentul de față te dau diavolului fără drept de mântuire. Toate blestemile din Scriptură să vină asupra Sfinției tale. Și când vei muri, să dea Dumnezeu să nu mai putrezești. Și asta în altă de cât privește blestemul, vă privește. Moise spune, blestemat este cel ce blesteamă. Vă autoblestemați în altă preasfinție a voastră. Dar dacă eu nu va fi să, pute, să intru în procesul de descompunere, de putrefacție, îmi voi păstra forma biologică, geologii susțin că scoarța terestră al Pământului în permanente schimbare, mișcare, transformare, participă seismile, participă lunecările de teren, am să fiu scos la suprafață. Cine mă va întâlni va spune, Doamne, asta e un sfânt. Așa am să fiu și eu trecut în rândul sfinților, ca Ioan cel Nou de la Suceava, Parascheva de la Iași și Sfântul Dimitrie de la București. Ești afară ți dat diavolul. Evident, și a început uh, Să au în panică. Știi ce s-a întâmplat? Ce? Părintele Ioan de la catedrală o bolânzit, o nebunit. Ce a făcut? El ne spunea, nu citiți Biblia că vă rătăciți și el citea Biblia pe ascuns și s-a pocăit -o acum. Și în altul l-a dat afară. Bine i-a făcut. Unii apreciau. Uh, și trebuie să citească Biblia. Ne-a pe noi să nu citim, și el o citea bine făcut în altul. M-am adresat în cele din urmă Sfântului Sinod să-i cer Cartea de muncă, Gramata de Hierotonie și o Cartea Canonică și o opoziție a prea fericitului Teoctist, acum a fost să-i spun nefericitul Teoctist. Nu putem să renunțăm. Acum, când ești format, când ești un duhovnic de bază, ai un moment de rătăcire, reactualizăm dosarul, îți dăm salarul din nou, îți mai dăm și ceva pe deasupra și fiind preu celibatar, îți dăm un post de episcop, mă. Uite, la Turcia, la Slobozia, la Craiova, nu mi trebuie. Nu mi trebuie. Păi știi, știi la ce renunți, știi ce salar ai o altinie să conduci dorj, gorj, Mehedins, vâlcea, olt, două episcopii sufragane, peste suta de mănăstiri, terenuri, agricoli, iazuri de pește, stupini, mașini performante, o oltenie la picioarele tale, o armată de preoți în jurul tău. A fost călăuzit și mi uh, motou textul de la evrei decât să Moise decât să numească feciorul fetilul faraon, mai bine a voi să pătimească cu poporul lui Dumnezeu. În loc să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului, cum e varianta Cornilescu. Și l-am avut în vedere și cartea lui Rut, când în urma decesul celor doi fii a lui uh, Naomi le dă libertatea norilor, întoarceți-vă la neamul vostru, la poporul vostru, la Dumnezeu vostru, el arată fidelitate, loialitate față de soacra, când împărtășesc aceeași soartă și bucuriri și durerile și tristețele și neajunsurile. La a doua insistență a lui Naomi, orpa părăsește, pleacă, dar Rut face o declarație. Facă Dumnezeu orice va vrea. Casa ta e casa mea, poporul tău e poporul meu și Dumnezeu tău e Dumnezeu meu. M-am întors în Banat, și la data de 30 noiembrie trebuia să fie botezul planificat, dar la cererea primăriei de Lugos, a organelor politice, administrative, al presii și televiziunii, s-a amânat pentru 14 octombrie cu ziua Parasheva, la Iași, Serbaru și-o vin în plină sărbătoare. Peste un milion jumate de pelerini așteptau sub intemperiile vremii să se atingă de cuvioasa să obțină iertarea păcatelor. Eu am conștientizat pe deplin că trebuie, actul botezului trebuie făcut, mărturisit de mine personal. Și am considerat că botezul este un act de ascultare, un act de supunere, e o, o mărturie publică, o promisiune de a-l urma pe Hristos toată viața și o identificare cu Hristos. E o cunonie cu Hristos Domnul. N-am chiar înțeles de ce s-a amânat botezul dumneavoastră. Primarul spunea Măi, Nu botezați până nu viu și eu ah, mulțumesc, mulțumesc. Zice, Până nu viu și eu să, da. să fim și noi Vă mulțumim foarte mult pentru participarea La aceste două emisiuni Mulțumim telespectatorilor Am dorit să înțelegem un lucru Cunoașterea lui Hristos face mai mult Ca orice Apostolul Pavel spune în filipei capitolul 3 Pentru prețul nespus De mare al cunoașterii lui Hristos Le-am socotit toate lucrurile ca un gunoi Iată, avem și am avut în studio un domn ca, căruia i s-au oferit multe favoruri pământești și chiar spirituale, dar a ales să rămână lângă Hristos și cunoașterea Lui. Prin ceea ce s-a spus aici, nu s-a încercat o generalizare. Aceasta a fost experiența domnului Nechita în slujirea pe care dânsul a desfășurat-o, în modul în care a desfășurat-o. Fie că acolo unde suntem, în religia în care suntem, să dăm la o parte tot ceea ce trebuie dat la o parte, tradițiile incompatibile cu Sfânta Scriptură, să rămânem la ceea ce este scris și atunci vom fi cu adevărat credincioși după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să-L cunoaștem pe El, să ne bucurăm de El și să-L mărturisim și altora. Dumnezeu să facă lucrul acesta cu fiecare. Amin. Amin. Este loc în cer și pentru tine. Mai este loc în cer. Pentru oricine, mai este loc pentru întreg pământul. Mai este loc, mai este loc. La cruce, în cer.